Itinerar Biblic. Itinerar Biblic Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Dumnezeu este un Dumnezeu al acțiunii. Noi ne-l imaginăm adesea ca fiind un bătrânel simpatic ce își găsește plăcerea în a sta ore întregi în meditație. Ei bine, Domnul Iisus ne arată o față diferită a dumnezeirii, acțiunea. Și în capitolul 7 din Evanghelia după Marcu găsim aceeași temă cu care ne-am obișnuit de acum, și anume aceea că Domnul Iisus Hristos este slujitorul lui Dumnezeu care împlinește voia lui Dumnezeu. El este un om al acțiunii și face lucruri care se poate ajunge la inima romanilor din vremea aceea și a oricărui om care vrea să vadă un lucru dus la bun sfârșit. Lucrul minunat despre Domnul Iisus este acesta. El poate mântui și, mai mult, este singurul care o poate face. Să facem acum însă câteva precizări referitoare la cadrul mai general al acțiunilor Domnului Iisus Hristos. Perioada dintre Vechiul Testament și Noul Testament este plină de evenimente și schimbări. A fost una dintre cele mai pline de evenimente perioade din istoria poporului Israel. După eliberarea din robie și reîntoarcerea în țara lor, s-au dezvoltat grupări și partide noi care nu sunt menționate în Vechiul Testament. Este vorba despre farisei, saduchei, cărturari și irodieni. Să privim puțin la fiecare din acestea, pentru că aceste informații ne vor fi de ajutor în înțelegerea confruntărilor dintre Domnul Iisus și aceste grupuri. Cărturarii mai întâi. Ei au avut un început bun. Ezra a fost un cărturar și el a întemeiat această grupare. Ei erau, într-un fel, profesioniștii care explicau legea. Cu toate acestea, în zilele lui Iisus, ei nu făceau altceva decât să despice firul în patru și erau preocupați mai mult de literă decât de spiritul legii. Aceasta este, după părerea mea, una din cele mai mari probleme astăzi. Se aplică această metodă a despicării firului în patru la interpretarea legilor. Există tendința de a interpreta filozofic legile care trebuie pur și simplu respectate. Așa se explică neorânduiala din sistemul legal și politic actual. Același lucru se întâmpla cu religia în vremea Domnului Iisus. Dar să trecem la un alt grup important, farisei. Nici ei nu au avut un început rău. Ei au apărut ca un organism de protecție a modului de viață iudeu vis-a-vis de influențele străine. Aveau un legalism foarte strict în ceea ce privea respectarea legilor mozaice, credeau în Vechiul Testament și erau naționaliști în politică. Voiau să aducă domnia împărăției cerurilor sau lui Dumnezeu pe pământ. Grupul saducheilor era alcătuit din oameni bogați, fără ca acest grup să fie însă caracterizat de o prea mare profunzime spirituală. Ei voiau să înlăture tradiția, nu credeau în supranatural și erau într-o opoziție înverșunată cu fariseii. Saducheii acceptau numai Pentateuhul și negau validitatea celorlalte scrieri sfinte. Opoziția față de gruparea fariseilor este reflectată și de deschiderea față de gândirea grecilor epicurieni. Irodienii erau un partid alcătuit din oportuniști politici. Nu era decât un partid al cărui țel era să-l păstreze pe Irod pe tron, deoarece le reprezenta interesele. V-am dat aceste câteva date pentru ca să înțelegem mai bine incidentul care urmează. Iată ce relatează Marcu. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Remarcați că Domnul Iisus a lăsat o impresie atât de puternică asupra acestor oameni, încât i-a forțat să iasă din Ierusalim și să meargă acolo unde se afla el, în Galileea. De asemenea, au mai venit și de dincolo de Iordan, în ținutul Decapole, altfel spus în ținutul celor 10 orașe. Vom vedea acest lucru puțin mai încolo. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prinzând cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Să ne oprim puțin la acest fragment, pentru că vom găsi ceva foarte interesant. Apare o situație critică datorită discuțiilor referitoare la persoana lui Isus. În capitolul 6, la versetul 30, am citit că apostolii s-au adunat în jurul lui Isus și i-au spus toate lucrurile pe care le-au făcut după ce i-a trimis el. Acum ei s-au întors și erau iar împreună cu Domnul. Dar și cărturarii și farisei au venit și s-au adunat în jurul lui. Este clar că urmează o confruntare între Domnul Isus și ucenicii lui pe de-o parte și farisei și ucenicii lor pe de altă parte. Un grup este format din prietenii lui Isus, din ucenicii lui, oameni care îl iubesc. Cel de-al doilea grup este alcătuit din oponenții săi, din cei care caută să-l distrugă. Așa a fost mereu. Întotdeauna vor exista două grupuri. Unul format din oameni care se încred în Isus și al doilea format din oameni care îl resping. Din ce grup faceți voi parte? Pentru că în aceasta constă diferența. Problema nu este dacă sunteți sau nu membrul unei biserici sau dacă ați trecut prin vreo ceremonie sau ritual de confirmare. Ce contează cu adevărat este relația personală cu Iisus Hristos. Aceasta este întrebarea cea mai importantă. În ce fel de relație te afli cu Iisus Hristos? În mod evident, aceasta era o delegație specială de la Ierusalim. Oamenii aceștia au fost trimiși în mod special în Galileea să-l spioneze pe Isus. Erau oponenții intelectuali a căror sarcină era prinderea lui Isus în capcană. Felul în care s-a apărat Domnul Isus este pentru mine încă o dovadă a dumnezeirii sale. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. A fost mărturia dușmanilor lui Isus. Sigur că nu era deloc greu pentru aceștia să-i găsească nod în papură lui Isus atâta vreme cât el le ignora tradițiile. Despre ce tradiție este vorba aici? Farisei nu-l criticau pe Domnul Isus pentru nerespectarea etichetei, ci pentru că nu-i determina pe ucenicii lui să respecte tradițiile care nu erau altceva decât interpretarea dată de ei Vechiului Testament. Acum ei se referă la un ritual al spălării care nu avea nicio legătură cu vreo măsură sanitară. Pentru că se adresează romanilor, Marcu explică în ce consta acest ritual al spălării. El arată că acest obicei era specific poporului evreu. Și așa era. Niciun alt popor nu mai avea aceste obiceiuri. Dumnezeu a dat poporului Israel foarte multe instrucțiuni cu privire la curățire, în special în cartea Levitic din Vechiul Testament. Acest lucru era important, pentru că Dumnezeu învăța astfel următoarea lecție. Un păcătos avea nevoie de curățire înainte de a fi din nou în părtășie cu Dumnezeul cel Sfânt. Numai că farisei înălțaseră edificiul unei tradiții impresionante bazată pe interpretarea lor la legea mozaică. Unii chiar contestau faptul că Moise dăduse instrucțiunile atunci când le dăduse legea. În timp, aceste tradiții, datini, obiceiuri, au devenit interpretarea legii, iar în final s-a ajuns la o mare prăpastie între tradiție și intenția originală a legii date prin Moise. În fragmentul pe care l-am citit, ni se prezintă acest obicei al spălării cu toate amănuntele. Iudeii spălau în mod ritual paharele, vasele, căldările, paturile. Toate acestea erau până la urmă o povară apăsătoare. Era un lucru făcut pentru imaginea lor în fața lumii. Cuvântul folosit pentru spălare aici este același cu cel folosit pentru botez. Ei scufundau în apă vasele, paharele, obiectele de cult, chiar și paturile pe care stăteau întinși în timpul mesei. Aceasta este religie cu vârf și îndesat. Este ușor de văzut că un om poate ajunge atât de profund implicat în ritualurile unei astfel de religii încât să uite scopul acesteia. El va uita că țelul său trebuie să fie stabilirea unei relații corecte cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu înainte ca o astfel de relație să fie posibilă. Același lucru se întâmplă și astăzi. Foarte mulți oameni se contrazic în chestiuni religioase și uită de persoana lui Iisus Hristos. El ar trebui să fie preocuparea noastră majoră. Dar să mergem mai departe. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Acuzația adusă ucenicilor îi era desigur destinată lui Isus, pentru că ei erau ucenicii lui. Observați cum li se adresează Isus. Nu veți găsi în această reacție nici urmă de blândețe măcar. Isus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Isus îi numește pe acești oameni ipocriți. Un ipocrit este o persoană care joacă un rol. Este o persoană care se arată altfel de cum este. Iudeii treceau printr-un ritual religios fără să trăiască experiența vreunei realități religioase în acest fel. Tot la fel de bine buzele puteau aparține unei persoane, iar inima alteia. Ce spuneau și ce trăiau erau două lucruri complet diferite. Inima lor nu avea mai multă experiență în trăirea unei vieți sfinte decât aceea unei păpuși mânuite de un ventriloc. Dragul meu prieten, și astăzi există foarte mulți oameni, din păcate, care trec doar printr-un ritual în biserică. Dacă religia voastră este autentică, inima trebuie să participe, să fie implicată. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Este cuvântul lui Dumnezeu pe care Pavel îl redă atât de bine în epistola adresată Romanilor, în capitolul 10. Oamenii susțin crezuri și mărturisiri de credință ale bisericii din care fac parte, participă la serviciile de închinare și la tot felul de ceremonii. Toate acestea vor fi numai tradiție sau obiceiuri dacă nu există o relație personală și directă cu Domnul Iisus Hristos. Este ceea ce spune Domnul Iisus însuși. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Închinarea nu are nicio valoare atunci când regulile omenești iau locul cuvântului lui Dumnezeu. Și acum ajungem la esența problemei. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Aici este problema. Iudeii înlocuiau cuvântul lui Dumnezeu cu datinile oamenilor. Datina, tradiția, poate fi bună și poate fi stabilită pentru un motiv foarte bun, dar devine rea atunci când înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat și cu acești oameni din vremea lui Isus. Cred că acesta este motivul pentru care atât de multe denominațiuni s-au îndepărtat în prezent de cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi au înlocuit cuvântul lui Dumnezeu cu un crez. Apoi l-au înlocuit cu cuvântul și gândirea omenească, cu propriile ritualuri și norme. După un timp, cuvântul lui Dumnezeu a fost dat cu totul la o parte. Nu s-a mai ținut deloc seama de el. Și lucrul acesta, din păcate, se întâmplă foarte des. Acum Iisus le dă un exemplu din ceea ce obișnuiau ei să facă. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Moise le spusese în lege că trebuia să cinstească părinților, dar tradiția lor le permitea să evite această răspundere față de părinți. Dacă un om nu dorea să-și ajute mama și tatăl ajunși la bătrânețe și lipsiți de mijloace de existență, el își dedica toată averea preotului din templu și era corban, adică dar. La moartea acestui om, toată averea mergea la templu. Prin această dedicare, el era exonerat de răspunderea față de părinți. Și omul acela nu mai este lăsat să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și așa, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Iisus spune astfel că această datină sau tradiție este periculoasă pentru că nu fusese niciodată intenția legii lui Dumnezeu ca omul să-și neglijeze părinții. Domnul poruncea ca fiecare să-și cinstească pe tatăl său și pe mama sa. Să citim în continuare din capitolul 7 al Evangheliei după Marcu și să observăm cum intră Iisus în detalii asupra acestei chestiuni a falsei religii. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în om, să-l poate spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. El face aici diferența între ceea ce este interior și ceea ce este exterior, arătând ce este real. Cu alte cuvinte, religia nu este abținere de la mâncare și nu este nici vreo alifie miraculoasă pe care să o aplicați pentru calmarea conștiinței. După aceea, Iisus a intrat în casă și ucenicii lui au venit să-l întrebe ce însemna această pildă. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Să cercetăm cu atenție ce iese cu adevărat din om. Și iată ce spune Domnul Iisus: căci din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Acum vă garantez că dacă luați orice ziar de azi, indiferent unde v-ați afla, veți descoperi că toate acestea au ieșit din om în ultimele 24 de ore. Iată o listă numai. Gândurile, preacurvii și curvii, adică relațiile sexuale nepermise, ucideri, și nu uitați, mânia este ucidere, furtișaguri, cum am calificat pierderea timpului la serviciu, de exemplu, lăcomie, adică goana după lucruri materiale și poziții înalte, vicleșuguri, care sunt toate faptele făcute cu intenția de a-i răni pe alții, înșelăciune, sau prefăcătoria la care apelează atât de mulți oameni, fapte de rușine, sau senzualitate, ochiul rău, care nu este altceva decât invidia, hula, sau blasfemia, batjocura la adresa lui Dumnezeu sau omului, mândrie, și pe aceasta Dumnezeu urăște mai mult decât pe toate celelalte, nebunia, adică fapte făcute fără niciun respect pentru Dumnezeu sau pentru om. Toate acestea, dragii mei, ies din inima noastră și de aceea spune Domnul Iisus: trebuie să vă nașteți din nou. Să trecem acum la o întâmplare care ni se va părea cunoscută. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis: pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Am mai întâlnit această întâmplare în Matei, capitolul 15. Vă amintiți poate că Domnul a ieșit din țara sa și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. Aici a întâlnit această femeie care era grecoaică și locuitoarea Tirului. Ea a venit la Iisus cu credință. Fiica ei avea o vârstă foarte mică, după cum arată diminutivul folosit în original pentru acest cuvânt. La prima vedere s-ar părea că Domnul Iisus o tratează cu asprime pe această femeie. Însă, când am studiat Evanghelia după Matei, am arătat interpretarea dispensațională, care este, de fapt, revelația unui adevăr extraordinar. Și un alt lucru relevat aici, la fel de important, este acela al acurateții acestor 4 evanghelii. Această femeie este un exemplu de credință remarcabilă. Domnul Iisus a răspuns rugăminții ei. Nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva el a venit în acest ținut numai pentru a da un răspuns credinței acestei femei, pentru că după aceea pleacă într-o altă parte unde era nevoie de el. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. Iisus pleacă din ținutul Tirului și al Sidonului și trece prin cele 10 orașe în drumul său către Marea Galilei. Decapole sau Decapolis înseamnă, așa cum spuneam, 10 orașe, așezate în cea mai mare parte la răsărit de Iordan, în apropiere de Marea Galilei. Iată care erau acestea: Scitopolis, Pela, Dion, Gherasa, Filadelfia, Gadara, Rafana, Canapa, Hipos și Damasc. El a avut o lucrare importantă în acest ținut. Mulțimile veneau în aceste cetăți pentru a-L vedea pe Domnul. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Aș dori să spun că toate lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus au fost ca niște unelte ajutătoare ale credinței. Ne putem da seama că starea acestui om l-a determinat pe Domnul Iisus să folosească această metodă. Mai întâi i-au fost deschise urechile, pentru ca el să poată auzi. După aceea, se pare că orice încercare de reducere la tăcerea mulțimilor a fost inutilă. Această minune a dat un impuls extraordinar lucrării Domnului nostru, care a căpătat o amploare tot mai mare. În acest moment, presiunea care se exercita asupra Domnului era aproape de nesuportat. În ciuda acestei presiuni, în ciuda poverii mulțimilor, a tensiunii acelor vremuri, a zilelor pline, fără răgaz și a oboserii trupești, oamenii puteau spune: El toate le face de minune. Noi nu putem decât să aprobăm acest lucru și să spunem un amin din toată inima. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic Itinerar biblic